Sau și eu am găsit la un nou DLC pentru Tomb Raider, se numește Endurance Mode și un DLC Survival, adică luăm tot ce știm noi despre Tomb Raider și îl transformăm într-un joc Survival. Am zis să fac un episod și cu acest DLC să vedeți despre ce e vorba. Practic trebuie să-ți faci o bază, să strângi mâncare, să strângi artefacte, să-ți iei arme din ce în ce mai bune, tot felul de chestii de genul ăsta. Și o singură întâmplare te poate omorâ, de exemplu, zicem că sare un câine de la pe tine, cum vedeți acolo în imagine, și ai murit din prima. După cum vedeți aici, Endurance, la Horizon Hunt for Artifacts. Bineînțeles, vom întâlni și deștia la Trinity, pe drum, dar nu are poveste, e pur și simplu pur survival. Vedeți acolo sus că avem o bară indicatoare de mâncare, o bară indicatoare de căldură. Trebuie să vânezi ca să stai în viață și orice animăluț îți va fi de folos. Așa, crypts. Search crypts for artifacts. Dar trebuie să ai grijă în crypts că există tot felul de capcane. Și harta e random de fiecare dată. Să zicem că eu o să mor în următoarele secunde, dau din urs și mor. Data viitoare când mă dă pe o altă hartă. Complet diferită, voi găsi alte lucruri. Și mi s-a părut foarte interesant, am vrut să vă arăt și vouă acest mod de joc. Și nu uitați, dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu știu exact câte episoade vom face din acest mod. Poate unul singur, poate două. Foarte curând se lansează Dying Light și nu prea va mai fi timp de altceva. Cu siguranță vine și Firewatch foarte curând și trebuie să-l facem și pe ăla. Dar până atunci zic eu că merge un pic de survival cu Lara. Bun, hai să vedem. Avem acolo o chestie, avem un crypt în zona aia și ar trebui să mergem acolo. Bineînțeles, la copacii poți să-ți iei, nu știu dacă la ăsta, dar sunt unii copaci de la care poți să iei crengi. Să te folosești de crengi pentru a face foc sau ceva de genul. Te duci și colectezi de pe aici resurse. Și nu, vezi că nu mi-a dat upgrade-urile pe care le aveam. Aici upgrade-urile sunt complet diferite și separate. Da, hai să intrăm în acest crypt și să vedem ce descoperim. Un pic mai cald. Găsim niște elemente. Base camp. Vezi, ca să facem aici un foc, avem nevoie de niște lemne. Pentru a găsi lemne... uite, sunt chiar aici unele. Am găsit 3. Ținem apăsat să facem un foc. Dar și mie mi se pare foarte interesant că au făcut un mod survival. După ce termin jocul, dacă încă mai vrei să te mai joci, iată că poți să faci chestia asta și poți să explorezi lumea asta în voie. Bineînțeles, sunt capcane și aia deja am văzut o capcană acolo, vedeți țepii. Dar, trebuie să ai grijă. Adică, în principiu, eu pot să mor și aici. În prima secundă. Dacă e vreo capcană pe aici, poate să mă moare și o luăm de la capăt. Dar așa e, așa e acest DLC. Și trebuie să vezi cât de mult poți să supraviețuiești. Că sunt niște soldați morți acolo. Avem niște mushrooms și să vedem ce găsim aici. Am găsit artefactul. După ce am colectat artefactul, trebuie să mergem la un light a signal fire to escape. In this tutorial is only a crypt to explore. You should leave now. Aha, asta a fost tutorialul. Deci ce ne-am învățat ce trebuie să facem. Deci după asta o să trebuiască să ieșim undeva, să facem un semnal. Să facem un semnal. Cred că în afară. Signal fire, uite aici, extraction. Dar am nevoie de combustibil. Avem nevoie de combustibil. Ce e ăla, un porc mistreț? De un porc mistreț e. În principiu pot să-l vânez și să-l mâncăm, cred. Dacă nu ne mănâncă el pe noi. Hop, am luat de la el ceva. Ok. Și uite, de aici ți-ai copăcei. Dar faza e cum îmi iau eu combustibil de ăla. Pentru că combustibilul e ce avem noi nevoie. Oh, shit. V-am zis, sunt și inamici prin zonă. New weapon available. Heavy pistol. Avem un pistol. Și o să putem să ne luăm acest pistol de la unul din campfire. Faza e că
Am nevoie de 3 din 15 combustibil. De unde fac eu rost de combustibil? Nu știu. Mi-arată într-un fel zonele în care trebuie să fiu. Ia stai că am auzit ceva. O, uite de aici. Cred că e petrol ceva. Și mai avem suficient? Avem. Facem focul. Okay. The fire is lit. I'm ready to go. I see the beacon, Laura. We're on our way. Și în principiu asta se întâmplă după ce s-a terminat povestea. Că știți că zicea ea că o să se ducă să caute alte artefacte? Ei bine, asta e continuarea după poveste. Și acum vine elicopterul să ne ia. Trebuie să luăm, ne prinde de frânghia aia. Prinde-te de frânghie, hop! Asta a fost doar tutorialul, doar ca să ne învețe cum să jucăm acest nou mod. Și abia după aia ne bagă în chestia survival complicată. Ok, continuu. Și de asta am și zis că voi face un episod 2 pentru că nu știu încă dacă merge să faci mai multe. Who needs a map? Locate 5 crypts. Și astea sunt niște achievement-uri pe care poți să le faci. Locate 5 crypts. Master, nu știu ce. Rider, open 5. Locate 5 crypts. Credits earned for defeating the challenge. Who needs a map? Ok, să dăm continue. Și poți să adaugi ceva carduri din ce văd. Ok. Big head Lara. Poți să-i mărești capul lui Lara. What the fuck, de ce? Behead enemies. Nu vreau asta, că arată ciudat. Astea sunt toate cardurile pe care le-am. Endurance. Damage increases hunger. Bloodlust, cold arms. Frostbite temperature drops more quickly with each day. Dar de ce aș vrea eu să pun cardurile astea? Ancient Vanguard. Stealth kills earn temporary invisibility. Doar să mă uit pe astea. Backfire, enemies that land a melee attack have a chance of bursting into flame. Cine dă în mine cu un melee attack are șansa să ia foc. Și tot felul de chestii. Pistoale, semi-automatic pistol. Ok. Permanent. Ok. Și un ultim card. Și astea sunt niște, un fel de perk-uri. Dacă faci... ok, de nu poți să faci bandaje, dar dacă dai cu melee și omori pe cineva, îți dă viață. Nu prea vreau chestia aia, că... Poți să tragi unlimited fire arrows, să tragi săgeți nelimitate cu foc. Bă, sună bine, și dai start game. Și cu perk-urile astea pe care ți le-ai selectat tu, apoi cu astea trebuie să supraviețuiești în joc. Vezi că poți să supraviețuiești, poți supraviețuiești 10 minute, poți supraviețuiești jumătate de oră. Nu se știe. Și așa e Endurance mode-ul. Costă 10 euro la fel ca Baba Yaga, dar cu siguranță cred că poți să obții mai mult gameplay din acest DLC decât din Baba Yaga. Pe care l-am terminat în mai puțin de o oră. It's no use. This old snow cat isn't gonna make it any further. We still don't have your GPS signal, but we're gonna get you out of there. Just get somewhere safe and wait. No, not yet. I'm going ahead on foot. Trinity is going to be swarming all over this place before we can mount another expedition. The artifacts are out here. This might be my only chance. I'll signal you when I'm ready. Yeah, we figured you'd say that. Dar din cauza că nu are poveste acest DLC, practic e doar survival-ul. Ei, faci un episod, faci două și după aia e cam aceeași chestie și de aia nu poți să faci foarte multe. Dar deja aud lupi. I-a auziți? Nu-mi place cum sună asta, ar trebui să mergem de aici. Să facem rost de mâncare. Așa că instant luăm ce mai avem pe aici de mâncare. Avem niște pene. Căprioară.
Încă o dată, încă una. Hai, hai. What the fuck? Frame drop. Cred că e prima dată când mi-a făcut frame drop jocul ăsta. Așa, luăm din căprioare de aici. Ceva de mâncare. Și deja văd un signal fire. Sunt și băieții de la Trinity pe aici, oare? Posibil. C-a zis Lara ceva de genul they're here. Și în principiu cred că sunt și ăștia pe aici. Signal fire. Când vreau să plec de aici, după ce am colectat suficient artefacte, ne vom folosi de acel semnal. Sunt niște oameni morți aici. Oh, 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 ce m-am speriat asta. What the fuck? Okay. Unii zâmea, locate 5 crypts. Unul din ele le-am găsit. Un artefact din toate le-am găsit. Trebuie să mai găsim încă 4. Văd un cave aici. A, uite. Fuck. Dacă l-am atras pe ăla. Ăla-i mort. Și ăla abar n-are ce să-i se întâmple. Gata, s-a zis și cu el. Nu știu, n-am înțeles niciodată care-i faza cu radiourile astea. Adică pot doar să le iau și să le arunc. Și mă știu cu ce. Adică doar că fac gălăgie. Și ăsta la fel. Și prin acea gălăgie vei reuși să atragi atenția, dar în rest nu cred că faci altceva. Oh, ia uite-l pe ăsta aici. Băi, dă-te de aici. Da, în DLC-ul ăsta ești tu și cu natura. Bine, sunt și câțiva oameni de la Trinity, dar în principiu vei muri mai repede de la animale decât de la altcineva. Uite ce pușcă am. Și am și un pistol cu amortizor. Holy fuck, am pistol cu amortizor. Cât de tare e pistolul cu amortizor. Hai să vedem dacă găsim ceva de la el. New... weapon available, heavy pistol. Asta e heavy pistol, am un singur glonț ăsta. Faza e că nu poți să știi ce te așteaptă. Dacă e vreo capcană pe aici și îți sare în cap, mori. Hai să facem un foc să vedem ce putem să upgradăm. Ne încălzim puțin și o să trebuiască să mai facem și de mâncare. Avem 2 skill-uri. Și vedeți că din nou va trebui să ne upgradăm skillurile. Pentru că e modul survival. Și upgrade-urile la arme. Pe am ăsta. Am arcul. Draw speed damage, vreau un damage mai mare și vreau și ăsta. Așa, și în afară de asta, hai să vedem la pick. Wrapped handle, ăsta. Și mai am ceva la ăsta de pus? Da. Whole time. Super tare, ne-am upgradat asta destul de bine. Nu pot să-mi schimb hainele, dar cred că pot să schimb hainele când îți dă extraction-ul. Nu mai am săgeți, am niște lemne? Ok, am lemne să-mi fac. Mi-am făcut doar 5. Să-mi scot pistolul în caz de ceva. Ce e aia? Capcana acolo. Yep. Știam eu. Oh! Oh, ce m-a speriat. Băi! Oh, nu știți cât de aproape am fost să mor la faza asta. Și de asta v-am zis că sunt foarte periculoase aceste cripturi. Deci acum dacă nu nimeream, eram mort. Și practic trebuia să o iau de la capăt. Și de asta e foarte periculos să te duci după artefacte pe aici. Adică, în jocul principal, nu mureai, te dădea din nou. Aici te dă de la capăt. Și asta e greu. Încerc să trag să verific pământul. Și să mă asigur că nu mai sunt ceva capcane prin zona.
Ieși afară! Așa, nu știu la ce să-mi folosească, dar... poate să-mi folosesc la ceva. Capcana. Acolo nu pare să fie nimic. Foarte întunecat și nu prea îți dai seama. Dar e făcut intenționat, așa. Șurel, șurel. Uite, acolo e ce mă interesează, cred. Oh, capcană. Și acolo e capcană. Oh, oh my god. Glumești? Când venea aia în cap. Deci nici aici măcar nu e. Trebuie să cobor și mai jos de atât. Câte glumețe mai am? 3. Nu-i de bine. Ce gheață jos. Sunt mari cripturile astea. Holy shit. Aș trage în aia, dar nu cred că mai face nimic, așa că o lăsăm. Acolo jos sunt țepi, după cum vedeți. Na, artefactul ăsta poate să fie aici, poate să nu fie. N-avem de unde să știm. Da, uite, cred că am găsit 2 de data asta. Dacă am găsit 2, e bine. 1? 2. Oh, e bine. Și avem 2 în momentul de față. Putem să ne întoarcem, cred. Nu știu dacă poți să mai găsi și altele în zonele astea. L-am scos pentru orice eventualitate, că nu știu ce o să se întâmple. Zic că mai degrabă să fim în siguranță decât altceva. Deci văd că am găsit niște lemne, dar nu pot să le iau. De ce lemnele astea merge să le iei să le craftezi? Oh! Oh, nu! Oh my god. Capcane peste tot. Pe aia nici măcar n-am văzut-o. Trebuie să facem cumva să ne urcăm înapoi și să ieșim de aici, încă o capcană acolo. Ok, ții minte că pe aici am venit. Să-mi bească să mai luăm ceva de mâncare de afară, să mergem să vânăm. În curând, uite, încă o capcană acolo, Doamne ferește. Sunt absolut peste tot. Haideți să mergem cât mai sus, în principiu. Asta e focul și aici e ieșirea, cred. Se face și noapte. O să bea să supraviețuim și pe timp de noapte. Dar ăsta e DLC-ul, ăsta e Endurance Mode, trebuie să supraviețuiești și te duci să faci jos de artefacte. V-am zis, nu știu exact ce episoade voi face, poate ăsta e ultimul episod. Nu știu, nu mă întrebați de el, dar am zis să mai fac un episod să vă arăt și acest mod. Unii dintre voi erați curioși că l-ați văzut pe Steam și am zis că de ce nu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!